Puțini știu că unele alimente pot fi consumate chiar și după data de expirare. Specialiștii îndeamnă la combaterea risipei alimentare și explică de ce anumite produse pot fi mâncate chiar și în afara termenului de valabilitate. Recent, în Marea Britanie, o serie de giganți din vânzări au eliminat datele de valabilitate de pe lapte ca partea unei campanii pentru combaterea risipei alimentare. Ceea ce oamenii nu știu este că laptele nu este singurul produs care poate fi consumat în siguranță după data limită de consum. Agenția pentru Standardele Alimentare îi avertizează pe britanii să folosească indicii senzoriale pentru a judeca dacă alimentele pot fi consumate în condiții de siguranță, adică dacă un aliment are un miros neobișnuit sau are urme de mucegai. 5 alimente care pot fi consumate după data limită de consum Iaurtul, la fel ca în cazul laptelui, o serie de giganți din vânzări au eliminat eliminat etichetele cu data limită de consum pentru iaurt, ciocolata nu are o dată limită de consum. Acest aliment este bun de consumat mult timp după ce este cumpărată. Ciocolata conține foarte puțină apă, ceea ce o ajută să rămână proaspătă mult timp. Pâinea, cheia pentru prelungirea duratei de prospețime a pâinii, este depozitarea corectă a acesteia. Pâinea poate fi păstrată de asemenea în congelator chiar și câteva luni după data de expirare. Ouăle sunt un alt aliment care pot fi consumat după data limită de expirare. Un mod simplu de a afla vechimea unui ou este testul în apă. Ouăle proaspete se scufundă în timp ce cele stricate plutesc. Brânza, o organizație caritabilă care se ocupă cu risipa de alimente, a arătat că unele brânzeturi, cum ar fi brânza tare, pot fi consumate mult timp după termenul de valabilitate. Relatează știrile protv.ro